14 deputați și senatori, dintre care doi parlamentari de neamț, Elena Udrea Independent și Liviu Harbus din partea PSD, au inițiat o propunere legislativă pentru modificarea articolului 15 al legii 78 per 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România. Mai exact, parlamentarii susțin că în actuala formă legea spune că activitatea de voluntariat este recunoscută ca experiență profesională în specialitate dacă organizațiile care lucrează cu voluntari îndeplinesc unele obligații printre care întocmirea unui contract de voluntariat, eliberarea certificatelor de competență, dar și decontarea transportului, a acazării și oferirea unei mese zilnice. Tocmai din cauza acestor considerente financiare, ONG-urile, precum și unele instituții ale statului care doresc să lucreze cu voluntari, nu pot să încheie contracte de acest gen. De exemplu, un spital care ar dori să colaboreze cu voluntari nu-i poate primi, întrucât acestora le trebuie decontată o sumă de bani, care fie nu este inclusă în buget, fie implică o sumă semnificativă de bani. Bani. Și ONG-urile au aceleași probleme întrucât voluntarii reprezintă baza activităților, dat fiind faptul că legea voluntariatului îi obligă să le asigure tinerilor transport și masă de cele mai multe ori, acestea renunță. În aceste condiții, tinerii nu pot deveni voluntari, legea în sine pierzându-și din scop. Se arată în expunerea de motive a inițiatorilor. Aceștia propun completarea articolului 15 din legea 78-2014 în sensul de a se lăsa la latitudinea ONG-urilor, a instituțiilor și a voluntarilor să stabilească de comun acord dacă bugetul acestora poate sau nu susține decontarea transportului, meselor și a cazării celor care într-adevăr doresc să ofere ajutor comunităților locale sau doresc să acumuleze experiența necesară. Propunerea se află în acest moment în lucru la Comisiile Permanente ale Senatului. Pe 1 martie, Comisia Juridică de Disciplină, Imunități și Validări, transmitând aviz negativ. Prima cameră sesizată este Senatul, însă decizională este Camera Deputaților.